Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice vor desfășura în această perioadă acțiuni pe linia de combate a fraudelor în domeniul proprietății intelectuale și mărcilor înregistrate. Cu această ocazie a fost oprit și un autocar de persoane, iar în bagajele unui cetățean turc au fost descoperite 147 de perechi de cizme și 20 de treninguri, ce purtau în semnele unor mărci protejate care prezentau indicii de a fi contrafăcute. La controle efectuate către polițiști, în bagajele unui cetățean străin, au fost identificate 147 de perechi de cizme și 20 de treninguri suspecte de contrafacere. Pe numele cetățeanului, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru punerea în circulație a unor produse ce poartă marca unei mărci similare înregistrate. Cercetările continuă, iar pe numele persoanei depistate s-a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs ce poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. Acțiunile polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice vor continua și în perioada următoare.